Edilul șef al municipiului Roman, primarul Laurențiu Leoreanu, constatând marea birocrație care există în legislația și practica românească, lipsa de profesionalism și predictibilitatea normativă, a decis ca în această vară, la nivelul județului Neamț, să organizeze o școală de vară pentru formarea noilor aleși locali. Este vorba de familiarizarea acestora cu o serie de noțiuni de ordin legislativ și de modele de bună practică în administrația locală, în vederea ghidării noilor aleși locali care nu au mai avut de-a face cu administrația publică locală, în vederea însușirii unor noțiuni de bază. Nu avem o predictibilitate, din păcate, eu nu vreau să cer, nu vreau să acuz pe nimeni, dar totuși eu cred că suntem o țară care nu ne permitem luxul să ne jucăm. Eu văd aici o lipsă și de profesionalism și de responsabilitate. Vreau să nu se supere nimeni pe mine, dar cred că nu avem oameni competenți, eu am mai spus-o odată. Eu cred că în România principalul dușman nu-i corupția, eu cred că este incompetența, prostia. Punem oameni, îi numim politic, pentru că nu știu ce au fost alături de noi în anumit moment, și îi punem acolo și ei de-abia știu să-și numere degete la o mână și vrem să atragem fonduri europene. Avem o mare problemă. Există în România primării care nu au forța de organizare și cunoștințele minime cerute pentru îndeplinirea unui act administrativ responsabil și cât de cât în interesul cetățeanului. În opinia primarului Leoreanu, Ministerul Afacerilor și Internelor și Agenția Națională a Funcționarilor Publici ar fi trebuit să fie organismele interesate să profesionalizeze atât noile organisme alese, Consiliul Județene și Locale, primari de comune, orașe și municipii, cât și funcționarii din primării și Consilii Județene. Eu vă anunț că inclusiv comunele sau orășele mai mici n-au forța, apelează la tot felul de firme de consultanță care îi jumulesc la propriu, le iau banii, după ce le iau banii nu se știe dacă se câștigă proiectul sau nu se știe după ce s-a câștigat proiectul, dacă s-a câștigat cine are puterea din primărie să-l implementeze. Deci noi avem eu aș fi văzut și suntem la început din mandat, Ministerul Administrației și Internelor, Agenția Națională a Funcționarilor Publici să organizeze anumite cursuri pentru aleși, pentru primari, pentru consilieri. Sunt oameni care nu au avut nicio treabă cu instituțiile publice sau cu administrația publică locală. Edilul șef al Romanului a acreditat ideea că prin votul popular dat pe simpatii personale sau politice au fost aleși primari, consilieri județeni și locali care nu au avut până acum nici înclin, nici în mânecă cu ceea ce înseamnă administrație publică locală. Oamenii n-au nicio vină așa cum n-au niciun merit. Eu știu că i-au votat lumea, dar i-au votat pe simpatie sau pe influență politică. Nu i-au votat pentru că sunt nu știu ce mari valori și niște mari competențe. De aceea oamenii trebuie sprijiniți și ajutați. Uitați, eu mi-am propus la nivelul PNL-ului și în această vară voi organiza o școală de vară cu primarii noștri. Și voi sta de vorbă cu ei și le voi da ceva din experiența mea. Atât cât o am eu. Pentru că eu la rândul meu mi-am dobedit un nivel de competență prin experiență, dar și prin învățătură. Eu n-am avut an în care să nu fiu la cel puțin un curs. Că-i pe linii de administrație, că-i pe linii de securitate, că-i pe linii de, eu știu, inspecția muncii, că-i pe linii de situații de urgență, că-i pe linii juridică. În fiecare an la cel puțin un curs am participat. Edilul municipiului Roman crede că se impune profesionalizarea celor care lucrează în administrația publică locală. Trebuie să înțeleagă acest lucru, că dacă nu profesionalizăm clasa reprezentanților aleșilor în administrația publică, avem o mare problemă. Deja clasa politică, din punctul meu de vedere, are o problemă, ea a degenerat mult de la an la an și de la etapă la etapă. Adică eu consider că oamenii cu adevărat valoroși și competenți nu vin în politică și e păcat, pentru că suferim cu toții. Noi avem de oameni nevoie buni, competenți în politică. Din păcate nu vin. Și din aia care sunt, dacă un pic nu avem grijă să-i școlim, să-i instruim, să-i călăuzim pe un drum, ce performanțe în administrație vreți să avem? Primarul Leoreanu a constatat faptul că birocrația românească a fost inventată pe malurile Dâmboviței la București și nu la Bruxelles. În aceste condiții se impune ca oamenii din administrația publică locală să fie profesionalizați pentru a deveni capabili să se descurce în hățișul legislativ superbirocratic din România.